100 de angajați ai Romacpro din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare din Drobeta-Turnu Severin au participat la un nou protest cerând guvernului plata salariilor restante și locuri de muncă. După amiaza, angajații Romac Termo protestează în continuare. Cei peste 100 de angajați care au participat la protest sunt angajați pe platforma Romacpro din cadrul RAN, acolo unde, în decursul săptămânii trecute, mai mulți salariați au recurs la greva foamei. Oamenii au declarat că au renunțat pentru moment la această formă de protest, dar nu exclud posibilitatea să intre din nou în greva foamei, asta dacă guvernul nu le va rezolva revendicările. Ultimul angajat de la RAN a renunțat la greva foamei sâmbătă seară după ce i s-a făcut rău și a fost transportat la spitalul din Drobeta-Turnu Severin cu ambulanță. Pe parcursul protestului de luni, angajații au huituit și au strigat mai multe lozinci antiguvernamentale și au suflat în vuvuzele timp de 2 ore. Aia să ne spuneți, ați recurs și la un protest extrem, se pare că nimeni nu vrea să vă ia în seamă. Da, am recurs la un protest extrem, greva foamei, începând de miercuri și până sâmbătă dimineața, am ieșit din acel protest datorită sănătății. Continuăm de astăzi până vineri în continuare pentru problemele care le avem. Să știu deocamdată și la nivelul RAN-ului, probabil că se știe și la nivelul Ministerului Industriei, probabil să o știi și mai sus. Dacă nimeni nu ne bagă în seamă, noi începem cu protestele și le vom continua chiar iar cu protestele extreme, iar cu greva foamei. Deci nu putem să stăm pasiv la ceea ce se întâmplă atâta timp cât țara asta se vede că nu e guvernată. Toți pleacă în concedii, toți își fac concedii, pe ei nu interesează de problemele sociale ale oamenilor. O veni premierul Ponta, dar după croaziera aia o veni cumva obosit și n-are timp astăzi. Probabil că de mâine încolo va face ceva. Depinde și când va veni astăzi. Băiatul e în excursie, n-are treabă cu guvernarea. Îl interesează altceva. Ce necaz la oamenii care au ieșit acum? Salariile nu cer altceva. Salariile la zi, deci din luna mai sunt neplătite la zi. Salariile și eventual, dacă se va putea, salariile cu veniturile de completare pe ordonanța 30/20, dacă se va face. Dacă nu, să-l închidă ei cum ori vrea. Nu ne interesează. Dar pe noi ne interesează ceea ce am muncit să primim. Deci asta e singura cauză pe care suntem aici. Că locurile de muncă vor mai fi sau nu vor mai fi, ai cu totul altceva. Continuăm protestul. Nu ne-am luat salariile. N-avem cu ce străim. Oamenii sâmbătă după masă, când am mai putut m-a luat salvarea. A fost foarte rău, dar vom continua. Dacă nu se rezolvă nimic, voi intra din nou în greva foamei. Ce înseamnă faptul că nu v-ați luat salariile? Cum vă descurcați? Foarte greu. Deci foarte greu. Trăiesc cu banii lui mama. Pensia ei. O pensie de nimic. Pensie de handicap? Pensie de handicap, da. Deci... Cum e să veniți la serviciu? Cum să fie? Gândiți-vă, mai bine stăm acasă decât să venim la muncă, să ne dea banii și stăm acasă, ne căutăm în altă parte. Revendicările noastre sunt mai multe, conform protestului autorizat, asigurarea protecției sociale în caz de disponibilizare pentru tot personalul sucursalei Romacprod, întrucât 150 de persoane au rămas cumva suspendate, care se presupune că vor asigura managementul apei grele. De asemenea, crearea de noi locuri de muncă în județ, aceasta întrucât guvernul Ponta, încă de când USL-ul a venit la putere, tot promite că face locuri de muncă. Noi vedem aici cum se distrug locuri de muncă în județ și nu vedem nicio inițiativă creatoare din partea acestui guvern. De asemenea, nu în ultimul rând, plata în timp util a drepturilor salariale și de natură salariale restanțe atât de mari încât s-au produs acele proteste spontane la Romacprod. De asemenea, avem mai multe adrese înregistrate la RAN pentru administratorul special, la care așteptăm răspuns. Una dintre acestea este referitoare tocmai la necuprinderea în planul de disponibilizare, proiectul de plan, considerăm că nu este încă aprobat și de minister, a tuturor salariaților sucursalei, acești 150 rămânând pe din afară, teoretic, adică neputând să-și exprime opțiunea dacă vor sau nu să rămână, în orice condiții. Pentru asigurarea managementului apei grele, alta referitoare la eliminarea
din planul de disponibilizare a punctului ce prevede acordarea de plăți compensatorii către salariații disponibilizați, este vorba mai exact despre punctul C care fusese cuprins în plan, care corespunde riguros punctului 7C din articolul 7C din ordonanța 36/2013 cu modificările ulterioare. Se aprobase un plan de disponibilizare, eu știu, niște condiții în care oamenii să fie trimiși acasă cu... Ei, la acest plan mă refer, la acest plan mă refer. Nu știm dacă va fi, este, are niște condiții pentru a fi pus în aplicare, dar noi nu suntem de acord, sindicatele n-au fost consultate, cum au de obicei, acest obicei prost, ca să nu le consulte înainte, și acest plan nu ne convine produsului. Pentru că, ca să vă mai dau un exemplu, s-a realizat un studiu tehnico-economic al Citonului, înregistrat deci oficial, care prevedea că vor rămâne 400 de salariați la sucursala noastră. Directorii, respectiv fostul director Preda și inginerul șef Pătrașcu, făcuseră un plan și mai stufos cu circa 520 de persoane rămase, care să asigure și alte activități de mentenanță, conservarea unor utilaje și linii de producție, în eventualitatea în care vom mai fi vreodată de ele. Observăm acum că nu se mai dorește să se mai conserve nimic, în afară de acest management al apei grele și acesta cu semnul întrebării cum va fi realizat de 150 de oameni. Naivitatea noastră și nimeni nu realizează de fapt ceea ce se întâmplă aici. Spuneți-ne dumneavoastră ce se întâmplă. Păi, toți au plecat în concediu de la București, aici toți au plecat din nou în concediu, iar noi am rămas aici în situația asta în care suntem. Să le fie rușine, atâta pot să spun. Și au triplat salariile și au plecat acolo unde au plecat, iar noi suntem aici și suntem vai de noi. Pe dumneavoastră, ce v-a scos? Păi m-a scos faptul că nu mi-a dat salariile din luna mai și am înțeles, nu se mai poate face apă grea, dar atunci să se oprească controlat. Dar ei nu realizează ceea ce se întâmplă aici. Dacă noi în momentul ăsta aveam gazul scos din acest GSU, noi eram de mult acasă. Asta este. Probleme sociale. Cum nu sunt probleme sociale? Tot orașul ăsta va pica. Este singura platformă care mai merge aici pe în acest județ. Va pica acest județ, dar nici pe domnul Gherghe, nici pe domnul Drăghia, prefectul, nu interesează nimic. Păcat și nici pe cei de la București. Domnul Ponta a promis altceva când a fost aici, acum a plecat în concediu toți și ne-au lăsat aici.